Adrian Negrescu, cum vor fi afectați antreprenorii din România în lunile următoare? Pentru că urmează și perioada de iarnă. Păi aceasta este terapie de șoc energetic, cum îi spun eu. Se simte deja în economie, sunt foarte multe societăți care se închid în această perioadă. Numărul insolvențelor din economie a crescut cu 30%, firmele aflate în dificultate financiare cresc de la o zi la alta. Deja, chiar recent, lansam un studiu legat de blocaje financiare în economie, s-a accentuat la un nivel record a ultimilor 15 ani. Firmele practic nu mai au încredere să facă unele afaceri, unele sau altele, pentru că le teamă că partenerul de afaceri va intra în faliment, urmare acestor costuri din ce în ce mai mari cu energia, cu gazele, cu carburante. Știți că la 1 octombrie ar trebui eliminată acea facilitate și nu știm exact concret dacă se va renunți sau nu. E doar o decizie în coaliție, fără o decizie la nivel guvernamental. Sunt atât de multe necunoscute încât e greu să construiești, de exemplu, un buget de afaceri pentru 2023, să știi pe ce te bazezi din punct de vedere al costurilor, cu materie prime, cu energia, cu gazele. E o misiune dificilă din care, din păcate, cu toții vom pierde, pentru că, cum spunea și domnul German, se vor pierde locuri de muncă foarte, foarte multe. Probabil economia va intra în recesiune în 2023, în acest ridic în care luăm măsuri la adresa mediului de afaceri. Și toți vom pierde, pentru că recesiune înseamnă pierdere de locuri de muncă, pierdere de salarii. Din păcate, un faliment generalizat, mai ales în sectoarele astea extrem de afectate, cum sunt comerțul, imobiliarele, industria, cam tot ce se produce în România. Da, când scaunul ce este, să face în România? Când scaunul este prea călduț, Adrian Negrescu, nici măcar miniștrii nu știau, sau cel puțin asta au declarat, că salariile parlamentarilor vor fi crescute și a demnitarilor până la urmă. Da, e, ce să spun, e o situație care ne-am obișnuit. Parlamentarii, din păcate, s-au deconectat de la realitate, și nu numai ei, chiar și președintele Iohannis, din prisma declarațiilor super optimiste și absolut relaxate pe care le prezintă în ultima vreme. Această creștere economică, Adrian Negrescu. Creștere economică, guvernul e performant, își face treaba, toate lucrurile par bune din afară, în realitatea românească. Pare că președintele nu trăiește în această țară și nu-și dă seama cum arată mediul de afaceri, ce se întâmplă cu oamenii, cum l-a scăzut puterea de cumpărare, iar lipsa de empatie a autorităților, a politicilor, este crasă și o simțim din ce în ce mai pregnant. Recent am văzut un politician care ne spunea senin că ar vrea să fie, ca parlamentarii, să fie bogați și cinstiți. Păi hai să fim noi bogați și ei cinstiți, din punctul meu de vedere, că asta ar trebui să fie. Și asta trebuie să fie un lucru de ordine. Ce să vă spun? Din punct de vedere al salariilor bugetarilor, nu există în momentul de față resursă bugetară. La rectificarea la 6 luni s-au dat 1,6 miliarde de lei inclus la cheltuielile de personal. Bani strânși de pe alte ministere ca să aibă cu ce să acopere niște decizii în instanță. Deci avem un deficit uriaș de aproape 40 de miliarde de lei în momentul de față la bugetul de stat. Banii de salarii se adună cu greu, se iau inclusiv din împrumuturi. Factura salariilor bugetarilor a depășit deja 140 de miliarde de lei, dublu față de acum 6 ani. Până unde se pot trage de mediul ăsta de afaceri, așa fel încât să trăiești bine la stat? Da, asta e supraviețuirea. Spuneam la începutul anului că 2022 va fi anul supraviețuirii pentru mulți dintre români. Iată că se confirmă și, din păcate, pare că și 2023 va fi un an tot al supraviețuirii, poate chiar o supraviețuire la limita sărăciei. Supraviețuim, dar cu ce cost? Cu ce cost, domnule Negrescu? Asta este întrebarea. Mai spuneți o dată. Cu ce cost? Cu ce cost vom supraviețui anului 2022? Vă spuneam mai devreme, falimente în lanț și se întâmplă acest lucru. Datele de la ONRC, de la Registrul Comerțului, arată o creștere semnificativă a numărului firmelor aflate în dificultate. Probabil vor fi aproape 150.000 de companii care vor închide porțile în acest an. Sunt deja aproape 80.000 și numărul lor crește de la una la alta. Un număr semnificativ de șomeri în 2023 și cu sărăcire din ce în ce mai puternică a populației, care se simte deja. Comerțul cu amănuntul, principalul motor al economiei, deja stagnează. Stagnează și se vede deja că bate vântul multe dintre magazine. A spus dumneavoastră despre orarul magazinelor. Păi, ai o măsură de criză menită să mai reducă din costuri în condițiile în care vânzările nu mai sunt la nivelul care erau de fiind anul trecut.